Domnilor și domnilor, din nou vă zic cu bună vizionare la o nouă ediție a lui Gian Militaru Ministri și mă bucur din nou că am ocazia aceasta și oportunitatea să intru în casele voastre cu Evanghelia care este Cuvântul lui Dumnezeu. Poate mulți dintre voi mă urmăriți de regulă în fiecare săptămână, iar cei care pentru prima dată ați deschis televizorul și ați văzut acest program sau ne-ați urmărit pentru prima dată pe YouTube, care se întâmplă aproape zilnic să primim telefoane când oamenii pentru prima dată ne urmărește programele noastre, vă zic un bun venit și Domnul să vă binecuvinteze. Aveți de-a face aici cu un evanghelist care vine cu o evanghelie vie, care aduce vindecare, eliberare, restaurare și izbăvire de sub orice opresie a diavolului. Mă bucur foarte mult că am oportunitatea aceasta, prin intermediul acesta, să vin în casa voastră și să pot să vă aduc această veste bună. Spuneam săptămâna trecută și vreau să continui de săptămâna trecută ce importanță are mărturisirea cu gura noastră a Cuvântului lui Dumnezeu și ce importanță are să credem că Cuvântul lui Dumnezeu ne-a delegat autoritate, ca în numele lui Iisus Hristos avem autoritate asupra oricărui duh de boală, oricărui duh de infirmitate, orice simptomă de boală și orice simptomă de infirmitate. Dar depinde cum acționezi, de fapt nu e cum acționezi, e cum reacționezi în momentul când ai primit diagnosticul, ai simțit boala, ai simțit că a venit ceva peste tine, o neputință. Care e prima ta reacție? Ce vorbim noi cu gura noastră prima dată? Prima dată ce spunem este, să știi că m-am îmbolnăvit, să știi că a venit peste mine gripa sau a venit peste mine neputința, să știi că e timpul ca să pot să fiu și eu neputincios, cum a fost părinții mei. Spunând aceste cuvinte, tu ți-aduci blestem peste tine și peste ființa ta. De-aia e important ca să cunoaștem Cuvântul lui Dumnezeu. Nu pentru ca să argumentăm pentru o doctrină sau pentru o religie, și să cunoaștem Cuvântul lui Dumnezeu este pentru a-L folosi în vorbirea noastră, de a-L folosi în rugăciunea noastră și de a-L pune peste problema respectivă. Adică cum? Citeam săptămâna trecută și am încheiat lucrul acesta fiindcă programul a trecut foarte repede, din Roman, din capitolul 10, că mulți mă întreabă, zice, este scriptural ceea ce tu te rogi când spui ca omul să mărturisească după tine? Și citeam la Roman, capitolul 10, cu versetul 8, 9 și 10, unde vorbește că și Cuvântul lui Dumnezeu, care este cuvântul credinței pe care îl provodim noi, care îl mărturisim cu gura noastră și dacă credem în inima noastră că Dumnezeu l-a înviat din morți. Întrebarea se pune, câți dintre voi care urmăriți programul acesta aveți cunoștință de lucrul acesta? Poate mulți dintre voi aveți cunoștință de Cuvântul lui Dumnezeu, că l-ați învățat, l-ați studiat, dar nu l-aveți cunoștință în felul acesta de a-L mărturisi cu gura voastră pentru voi, ca voi să fiți vindecați sau eliberați. Și spune în continuare, în capitolul 10, zice, cum vor chema pe acela în care n-au crezut? Și cum vor crede în acela despre care n-au auzit? Credința vine în urma auzirii, versetul 17, iar auzirea vine în urma cuvântului lui Hristos. Dar cum vor crede dacă n-au auzit? Și cum vor auzi despre El fără un propovăduitor? Și cum vor propovădui dacă nu sunt trimiși? Este semnul întrebării. După cum este scris, cât de frumoase sunt picioarele celor ce vestesc pacea și ale celor ce vestesc Evanghelia. Dar continuă și spune versetul 16, dar nu toți au ascultat de Evanghelie, căci Isaia zice, Doamne, cine a crezut propovăduirea noastră? Nu toți vor să asculte, chiar la ora actuală simt în duhul meu că sunt persoane care nu toți cred ce spune Cuvântul lui Dumnezeu. Zice, da, e adevărat, e scris, dar cine poate să facă ce este scris? N-ați auzit lucrul ăsta? Cine poate să împlinească Cuvântul lui Dumnezeu? Cuvântul lui Dumnezeu este atât de simplu
Dar este atât de puternic. Pe lângă că e simplu, e și puternic. În momentul când noi îl folosim pe gura noastră și îl folosim peste situația respectivă, cuvântul lui Dumnezeu ia ființă. Una dintre factorii care m-a pus înăuntru meu să vă spun lucrul acesta este majoritatea telefoanelor care le primim din România sau din Europa, oamenii care ne sună sunt împovărați cu tot felul de îngrijorări ale vieții. Îngrijorările este numărul unu care ne fură puterea spirituală, și aici vorbesc de oamenii care studiază cuvântul lui Dumnezeu și care vor să-l aplice peste ei, și care ne produce boală. Și chiar dacă fac o rugăciune cu tine la telefon și simți că Domnul s-a atins de tine și te-a vindecat, sau ai participat într-un meeting undeva unde am fost și Domnul s-a atins din vârful capului până în solul picioarelor și ți-a luat boala, ți-a luat suferința. În momentul când noi începem să ne îngrijorăm din nou și să lăsăm poverile vieții să apese pe umerii noștri, din nou boala poate să vină peste noi. De fapt, în 1 Petru, în capitolul 5, cu versetul 6 și 7, spune în felul următor: smeriți-vă, dar, sub mâna cea tare a lui Dumnezeu, pentru că la vremea lui El să vă înalțe, și aruncați asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El însuși îngrijește de voi. Când tu te culci noaptea, seara, adică când te culci în patul tău, și când te întorci când pe o parte, când pe alta, din picina îngrijorărilor vieții prin care tu ai trecut în ziua precedentă, nu-L faci pe Dumnezeu neputincios când El spune aruncați asupra Lui toate îngrijorările voastre. Și atunci, încetul cu încetul, îngrijorările vieții ne aduce frica, apoi ne aduce neliniștea, ne fură pacea, ne fură bucuria. Una dintre factorii principali care provoacă boală în corpurile noastre este aceste lucruri care le-am amintit. Citeam în alte programe din Proverbe 14:30, unde cuvântul lui Dumnezeu vorbește în felul următor, zice: o inimă liniștită este viața trupului, dar pisma este putrezirea oaselor. De fapt, în altă traducere spune: neliniștea, invidia, gelozia, toate aceste lucruri ne poate fura vindecarea și ne poate aduce boală. De obicei, când mă rog cu cineva la telefon, mă rog în special din Proverbe 3:24, unde spune așa: când te vei culca, vei fi fără teamă sau fără frică, și când vei dormi, somnul îți va fi dulce. Nu trebuie să te temi nici de spaima năprasnică, nici de îndăvălirea din partea celor răi, căci Domnul va fi nădejdea ta și El îți va păzi piciorul tău de cădere. Deci în momentul când tu realizezi că îngrijorările vieții, poverile vieții prin care tu treci la ora actuală, îți fură pacea și bucuria și încrederea ta neclintită în Dumnezeu. Și când vorbesc de bucurie, bucuria este una dintre cele trei factori care se manifestă în viața omului când l-au primit pe Dumnezeu în inima lui. Zice că împărăția lui Dumnezeu este pace, neprihănire și bucurie în Duhul Sfânt. În momentul când îți fură pacea, când îți fură bucuria și pur și simplu te simți condamnat, ți-a furat toată tăria. De-aia avem nevoie ca noi să cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu, ca noi să-i dăm lui Dumnezeu toate poverile noastre, toate îngrijorările noastre, toate frica noastră, toată
Toată neliniștea noastră să o dăm Domnului. Și cum o dăm? Foarte practic. Să zicem în rugăciunea noastră și dacă n-ar, Dumnezeu nu mi-ar fi luminat pe mine să experimentez lucrul acesta, n-aș putea să vă spun vouă. Și să știi că nu la voia întâmplării ai deschis televizorul și ai văzut programul acesta și m-ai auzit spunând pe mine, spunând eu lucrul acesta, să-i dai lui Dumnezeu toate poverile și anume cum. Vreau să te conduc într-o rugăciune. Simt în Duhul meu că chiar acum sunt persoane, persoane în vârstă care sunt îngrijorate de nepoții lor, căci nu au job. Sunt îngrijorate de copiii lor, că nu sunt unde trebuie să fie. Sunt îngrijorați de banii care nu au copiii sau nepoții. Pe când tu ar trebui să zici, Doamne Iisuse, eu nu pot să fac nimic. Nu pot să fac nimic firește. Tu ți-ai făcut datoria ca părinte sau ca bunic sau ca bunică. Eu vreau să ți-i prezint ție. Și vreau aceste poveri pe care vrășmașul mi le pune pe umerii mei, că numai diavolul ți le pune pe umerii tăi, ca să-L faci pe Dumnezeu neputincioș. Și vreau aceste poveri și aceste îngrijorări să ți le dau ție. Tu să lucrezi în viața lor, eu ți-i prezint ție, ți-i încredințez ție. Dacă ai probleme în viața ta, în căsnicia ta, în căsătorie, cu probleme cu copiii, am dat de atâtea ori exemplu, Psalmul 37. Dacă citiți Psalmul 37, spune cu versetul 3, începând, spune așa, zice, încrede-te în Domnul și fă binele. Adică, eu, Jean, mă încred în Domnul și voi face bine și voi locui în țară și voi umbla în credincioșie. Adică în ce credincioșie? În promisiunea cuvântului lui Dumnezeu. Și Domnul îmi va fi desfătarea mea, versetul 4, că El îmi va da tot ce îmi dorește inima mea. În momentul când eu îi dau lui Dumnezeu toate îngrijorările mele, Domnul este desfătarea mea, e bucuria mea. Îmi încredințez soarta, adică toate lucrurile mele le încredințez Domnului și mă încred în Dumnezeu și știu că El va lucra. Și ce promisiune am aici, versetul 6? Deci El va face să strălucească dreptatea mea ca lumina și dreptul meu ca soarele la amiaz. Proclamând aceste lucruri peste tine și peste ființa ta, tu păstrezi vindecarea în continuare peste trupul tău. Că vindecarea ia ființă la o simplă rugăciune, dar problema este cum o păstrezi în continuare. Cum o lași în continuare să fie în viața ta. Neavând cunoștință de cuvântul lui Dumnezeu, încetul cu încetul uităm ceea ce cuvântul lui Dumnezeu spune și ne luăm poverile, ne luăm îngrijorările, ne luăm apăsările, le luăm aceste poveri pe umerii noștri, pe când noi ar trebui deja să-i le dăm Domnul Iisus. Domnul Iisus acum 2000 de ani a luat asupra Lui toate poverile noastre, toate îngrijorările noastre, toate apăsările noastre. El le-a dat vindecare acum 2000 de ani. Noi nu mai trebuie să o primim. El ne-a dat ușurare acum 2000 de ani, dar noi nu mai trebuie să o primim. Și cum o primim? Versetul următor în Psalmul 37 spune, în românește spune, taci înaintea Domnului, dar în original spune, odihnește-te în Domnul și nădăjduiește în El. Nu te mânia pe cel ce izbutește în umbletele lui, pe omul care își vede împlinirea planurilor lui rele. Lasă mânia, părăsește iuțimea, nu te supăra, că supărarea duce numai la rău. Al doilea factor pe care ne fură vindecarea este păcatul. Când noi păcătuim cu gura noastră, cu cuvintele noastre, cu vorbele noastre, cu acțiunile noastre, noi dăm dreptul legal al diavolului să fie în viața noastră. De-aia spune Domnul Iisus, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă sufletelor voastre. Zice, dacă păcatele voastre vor fi ca și cârmâzul, se vor face albe ca lâna, de vor fi roșii ca purpura, se vor face albe ca zăpada.
prin faptul că El a luat asupra Lui toate păcatele noastre, noi nu mai trebuie să-i le dăm Lui. Să zicem, Doamne Iisuse, iartă-ne că am păcătuit. Ăștia sunt unii dintre factori și vreau să continui altă dată să vorbesc despre alți factori care ne poate fura vindecarea. Dar acum aș vrea să continui să spun, dacă Domnul s-a atins de tine și te-a vindecat, vino înaintea lui Dumnezeu cu o jertfă de mulțumire. Adu-i lui Dumnezeu o sămânță. Dă-i lui Dumnezeu ceva. Și dacă nu ai ce să-i dai lui Dumnezeu, roagă-te Domnului să-ți dea o sămânță să poți să sameni în împărăția lui Dumnezeu. Face foarte mult când Domnul te vindecă, când Domnul se atinge de tine, când Domnul te ușurează și simt în Duhul meu că mulți acum se atinge Domnul de voi prin cuvintele mele care Domnul mi le-a dat să vi le dau vouă, se atinge de voi și vă liberează. Ziceți, Doamne, ce aș putea să fac și eu pentru acest propovăduitor care duce vestea bună a Evangheliei? Că am citit în Romani, cum vor propovădui dacă nu sunt trimiși? Dacă Dumnezeu nu pune pe inimă la oameni ca să mă trimite să duc vestea bună a Evangheliei, ce importanță are să-L onorezi pe Dumnezeu? Te onorezi pe tine. În momentul când tu îi dai lui Dumnezeu, când tu îl binecuvintezi pe Dumnezeu, când tu îi aduci lui Dumnezeu o jertfă de mulțumire, nu numai zici, Doamne, îți mulțumesc că te-ai atins de mine, dar actualmente vreau să te onorez pe tine din tot ceea ce tu mi-ai dat. Iar dacă nu am, mă rog, Doamne, ca Tu să-mi dai să te pot onora pe Tine. Eram în Germania acum o lună în urmă și vesteam Evanghelia în biserică și i-am condus pe frații într-o rugăciune și am zis, uite, dacă n-ați primit, n-aveți cu ce să-L onorați pe Dumnezeu. Hai să ne rugăm Domnului ca Domnul să-ți dea o sămânță să-L onorezi pe Dumnezeu. Că zice Domnul Dumnezeu prin Apostolul Pavel, prin Duhul lui Dumnezeu, spune în 2 Corinteni, capitolul 9, că El dă sămânță sămănătorului, numai să vrei să sameni. Și zic, dacă Domnul s-a atins de tine, nu poți să efortezi să nu-L onorezi pe Dumnezeu. Și s-a terminat serviciul de dimineață și trebuia să fiu după masă din nou să țin următorul serviciu. Și un tânăr a venit la mine și a spus, zice, cum am ieșit din casa de rugăciune, am ieșit pe stradă și nu am găsit nimic, dar pentru prima dată am găsit 5 euro pe jos. Și am întrebat, și am venit cu ei la tine să te întreb, ce să fac cu ei? Zic, trebuie să-L onorez pe Domnul pentru ca să primești job sau să primești ce ai nevoie de la Dumnezeu. Dumnezeu dă sămânță sămănătorului. Și dacă într-adevăr misiunea aceasta este o misiune care te hrănești spiritual, că mulți dintre voi spune că vă hrăniți spiritual. Spune în Galateni, capitolul 6, cine primește învățătură în cuvânt să facă parte din toate bunurile lui și celui ce învață. Nu vă înșelați, Dumnezeu nu se lasă bajocorit. Ce seamănă omul, aceea va secera. Dacă ești hrănit spiritual și mulți dintre voi simțiți că sunteți liberi de boli, de suferințe, mulți sunați la telefon și simțiți cum Domnul se atinge de voi, onorați-L pe Dumnezeu. Era odată o istorie în Evanghelie când Domnul Iisus se uita în templu la oameni care dădeau lui Dumnezeu și vedea bogați care veneau și aruncau sume mari. Și la un moment dat a venit o văduvă și a dat 2 bănuți. Și se întoarce către ucenici și zice, femeia aceasta a dat cel mai mult. Firește, a dat numai 2 bănuți? Care a fost 2 penii ca în ziua de astăzi? Ce este 2 penii în mâna ta? 2 bani. Dar zice, ea a dat tot ce a avut. Și sunt convins că Domnul Iisus a binecuvântat-o pe femeia aceea. Biblia nu spune. Dar este faptul când Iuda stătea la masă la ultima cină cu Domnul Iisus
Și când Domnul Iisus întinde ultima bucățică și spune ce ai de făcut, fă. Și Iuda trebuia să-l vândă pe Domnul Iisus. Și ucenicii au crezut, că n-au înțeles, au crezut că Domnul Iisus l-a trimis pe Iuda să dea din punga pe care el o avea la cei care erau în nevoie. Sunt convins că Domnul Iisus a luat punga de la Iuda și a zis, scoate și dă-i femeia aceștia, binecuvintează-o, pentru că ea a dat tot ce a avut. Eu mă gândesc că în momentul când tu ai inima legată de cuvântul lui Dumnezeu și când știi că Dumnezeu s-a atins de tine și te-a vindecat, te-a eliberat, te-a făcut o persoană nouă, tu nu mai ai nicio îndoială în inima ta să zici, Doamne, eu n-am cu ce să te onorez pe tine. Din contră, zici, Doamne, ajută-mă să pot să am să te onorez pe tine, să am ceva să-ți dau pentru împărăția ta. Pentru că tu nu îmi dai mie și tu îi dai lui Dumnezeu. Tu îți dai de fapt ție. Apostolul Pavel vorbește și explică clar în Filipeni, în capitolul 4, cu versetul 17, zice, nu umblu după daruri, dimpotrivă umblu după câștigul care prososește în folosul vostru. Eu nu umblu după darurile voastre ca să-mi dați mie, și umblu după câștigul vostru ca voi să prisosiți în orice faptă bună, să aveți belșug de binecuvântare. Aș dori ca Duhul lui Dumnezeu să te binecuvinteze. Am să fac altă dată un program ce înseamnă să fim semănători. De fapt am făcut, dacă vă uitați pe YouTube, găsiți programul acela despre prosperitatea din Noul Testament și prosperitatea din Vechiul Testament. Ce înseamnă să-L onorezi pe Dumnezeu? Oricum îi aparține Lui toate. Dar tu când îl onorezi pe Dumnezeu, în primul rând, tu îl onorezi pe făcătorul tău care ți-a dat viață, ți-a dat binecuvântare, ți-a dat putere să câștigi aceste finanțe pe care le ai, aceste bunuri pe care le ai. Și el spune că el dă sămânță sămănătorului. Ce importanță are ca sămănătorul să aibă sămânță? Ca să poată să aibă o recoltă următorul an. Deci, intenția lui Dumnezeu este să-ți înmulțească sămânța de sămânat. Și de multe ori, ca tânărul acela din Germania, a găsit acești 5 euro. Aceea putea foarte bine să ia să-i mănânce pentru el. Și a zis, Doamne, aceasta nu este decât o sămânță pentru mine, ca să o seamăn în împărăția ta. Ca să pot să primesc un job, să pot să primesc o sănătate, să pot să primesc binecuvântarea pe care tu vrei să mi-o dai, recolta de binecuvântări pe care Dumnezeu ți-o dă. Și vreau să recapitulez puțin. În programul acesta am spus, una dintre factorii care ne poate fura vindecarea este îngrijorările vieții, poverile vieții care le purtăm pe umerii noștri. Și mulți purtăm poveri care n-ar trebui să le purtăm, ar trebui să le dăm Domnului. Oamenii înaintați în vârstă care ar trebui să numai să citească cuvântul lui Dumnezeu, să se roage pentru copiii lui Dumnezeu, pentru misionari și să zică, Doamne, ce aș putea eu să fac pentru tine astăzi? Cu ce aș putea eu să fiu în slujba ta? Mi-aduc aminte când aveam 17 ani, când Domnul Iisus m-a chemat pe nume la El, bunicul meu avea 77 de ani când l-a primit pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor al vieții lui personale. Și avea o casă care a mai rămas de la comuniști într-un sat lângă Timișoara, Simihaiul German. Un pic de petec de pământ în spate pentru că comuniștii au luat tot ce a avut. Și a zis, n-are rost să mai stau aici. Vreau să mă mut la oraș și trebuie o singură cameră și un singur pat unde să dorm. Asta nu înseamnă că tu trebuie să faci lucrul acesta, eu spun ce a făcut bunicul meu. Și a zis, la vârsta care mai am de trăit pe pământ, avea 77 de ani când l-a primit pe Iisus Hristos, este numai să-L vestesc pe Iisus Hristos, să-L onorez pe El
și să-l slujesc pe el până la adânci bătrânețe. Spunea că se ducea în fiecare zi în parc, în Timișoara, pe vremea comuniștilor era interzis să predice Evanghelia în public, și îmi găsea o persoană de vârsta lui, îi vestea bună a Evangheliei. Nu l-a mai interesat de îngrijorările vieții, nu l-a mai interesat de ce a pierdut, nu l-a interesat de casa care a dat-o numele Domnului, interesat ce i-a luat comuniștii, era liber în lăuntrul lui. Și ce s-a întâmplat cu el? În ziua când a trebuit să plece de pe pământ, Domnul Iisus l-a anunțat și a spus, astăzi voi pleca. Și a plecat liniștit, cântând de bucurie. Acest lucru vrea și Dumnezeu să facă pentru tine. Poate ești la o mică vârstă, ai 77 de ani, ca și bunicul meu. Și tu încă trăiești cu îngrijorările vieții. Ajungi la această frumoasă vârstă, Domnul vrea să nu te mai grijești de nimic, să-i dai Domnul toate poverile tale, toate apăsările tale, toate problemele tale să le dai Domnului, toate bolile tale, și să-L mărturisești pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor al vieții tale personale. Aș vrea să fac o rugăciune cu tine. Este de felul cum eu mă rog sau de unde mă rog. Este felul cum tu crezi în lăuntul tău. Și lași pe Dumnezeu să se atingă de tine. Și dacă Dumnezeu îți pune pe inimă să-L onorezi, mă rog Domnului ca Domnul să-ți înmulțească sămânța de semănat. Zi această rugăciune împreună cu mine. Zi, Doamne Iisuse, da, zi cu voce tare, Doamne Iisuse, ajută-mă să-ți dau ție toate îngrijorările mele, toate apăsările mele, toate poverile mele, toate bolile mele. Eu cred căci prin rănile tale am și fost tămăduit. Și în ziua de astăzi renunț la orice boală, la orice neputință, la orice duh de infermitate. Și te accept pe tine, Doamne, ca Domn și Mântuitor al vieții mele personale. Mă rog în numele lui Iisus. Amin. Vreau să fac o rugăciune. Dacă ai o problemă, o boală, în clipa aceasta simt că Domnul se atinge de inquietud la unii dintre voi. Domnul vrea să te vindece de artrită. Artrita este numai un nume, dar în numele lui Iisus, orice boală te va părăsi chiar acum, în clipa aceasta. Doamne, atinge-te de fiecare dintre ei, din vârful capului și până în sol de picioarele, și orice durere, orice infermitate, orice diagnostic îl anulăm în numele lui Iisus Hristos și cerem complet de liberare, vindecare și izbăvire. În numele lui Iisus fii vindecat, chiar acum, în clipa aceasta, în numele lui Iisus. Amin. Dacă ai simțit mâna Domnului că s-a atins de tine, dă-ne un telefon, lasă-ne să știm. Și dacă vrei să-L onorezi pe Dumnezeu, dă-ne un telefon, lasă-ne să știm și vă spun exact cum poți să faci. Și Domnul să te binecuvinteze la aceasta. Nu uita, urmărește acest program în fiecare săptămână la aceeași oră, pe același canal. Domnul să fie slăbit în toate. Cerul și pământul ne spune cuvântul vor pieri. Un lucru rămâne peste timp și lume pe veci. Ne-a fost dăruită cu sânge scuțită la calvar. N-are asemănare sub întregul soare sau ocar. Evanghelia, Evanghelia, Evanghelia are putere. Evanghelia, Evanghelia, Evanghelia nici când nu piere. Evanghelia, 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 Evanghelia are putere.
împlinește, fericit că ești Domn mereu. În timpele grele, uită mântuiere Dumnezeu. Ea ne este harul, te aruncă la barul și ne dă. În credință focul, o viață cerul veșnică. Domnilor și domnilor, vreau să vă provoc de data aceasta la cei care ne urmăriți de atâta vreme, de ani de zile, pe calea aerului, atât pe internet, cât pe YouTube, cât pe Facebook, cât pe la Alfa și Omega. Dacă Dumnezeu vă hrănește din programele acestea și vă ridică spiritual, moral, vă vindecă și se atinge de voi, fiți și voi parte la Evanghelie. Într-adevăr, Evanghelia e pe gratis, ca să o duceți trebuie finanțe. Și așa cum este scris în Cuvântul lui Dumnezeu, în Epistola lui Pavel către Galateni, în capitolul 6, zice, cine primește învățătură, versetul 6, cine primește învățătură în cuvânt să facă parte din toate bunurile lui și celui ce-l învață. Dacă ești hrănit și dacă primești învățătură prin lucrarea aceasta, vei vedea pe screen-ul televizorului sau a computerului un număr de telefon. De asemenea, la Banca Transilvania, unde puteți să puneți atât în roni cât și în euro și tot ceea ce veți face pentru Dumnezeu, Dumnezeu va binecuvânta sămânța voastră și mă rog Domnului, așa cum spune Apostolul Pavel, ca Domnul să vă mulțească sămânța de sămânat. Doamne Iisuse, mă rog în clipa aceasta pentru toți cei care le-ai pus pe inimă să fie parte la Evanghelia aceasta, Doamne, pe care este gratis. Dacă s-o duc, ne trebuie finanțe, Doamne, și credem, Doamne, că Tu vei binecuvânta fiecare persoană care deja au și început să seamene în lucrarea aceasta și îți mulțumesc pentru ei și îi binecuvintez, Doamne, și cer binecuvântarea Ta, Doamne, să le mulțesc sămânța de semănat ca în continuare să fie binecuvântați, să fie o binecuvântare pentru împărăția Ta. Iar noi îți aducem Ție glorie și mărire în veci de veci. Amin. M-am rugat Domnului ca Domnul să vă mulțească sămânța de semănat, să vă binecuvinteze cu geaburi, să vă binecuvinteze cu belșug de prosperitate, din orice punct de vedere și binecuvântarea Domnului să fie peste voi. Și încă o dată vă mulțumesc din toată inima pentru tot efortul pe care îl faceți, pentru lucrarea aceasta, cum am spus, Evanghelia e pe gratis, dacă să o ducem, ne trebuie finanțe. De 25 de ani facem lucrul acesta și credem că și Dumnezeu este acela care vă pune pe inimă să faceți. Diavolul niciodată nu vă spune să dai lui Dumnezeu. De asemenea, dacă primiți învățătură și vă hrăniți din lucrarea aceasta, faceți parte din tot ceea ce Dumnezeu vă binecuvintează.
dar numai dacă primiți învățătură și vă hrăniți din lucrarea aceasta și Domnul să vă binecuvinteze. Amin.